ați avut permis de cedere, înseamnă că a stat ilegal. Păi așa mă spus, eu nu știam cum sunt. Dar dumneavoastră ce ești după legea române? Câte zile aveți dreptul să stați în spațiu șeși? De unde ai? De la Londra. Permis de ședere ai avut? Unde este pașaport? Am avut permis de muncă, dar pașaportul mi l-au pierdut cei de la oficiu. Le-am avut, altfel nu rămâneam. Apropo, Andrei este de care zici tu îmi datorează niște bani. Nu mă ascultă și asta nu-mi place. Păi ce, a avut probleme? N-a fost legal sau ce? Ție una și bună, vrei să pleci? 3.000 de pari și s-a rezolvat. Cedere ilegală, ilegal. Ce poate greșit? Nu poate greșit. Păi, ce Mihai, ce faci? Ce coște aici, mă? Vrei neapărat să știe toată lumea? Poate ne ajută cu fratii tău. Cu ce să ne ajute? Nu ne ajută cu nimic. Și dacă e deștept, nu se mai întoarce niciodată, da? Păi, dar cum vorbești așa? Păi, te vorbesc și plec și eu. N-ai să pleci nicăieri. Știam că mă întorc. Eram sigur. Oricum nu credeam că o să mă întorc în condițiile astea.